Deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Matei, capitolul 24, și vom citi primele 14 versete. La ieșirea din templu, pe când mergea Iisus, ucenicii lui s-au apropiat de el ca să-i arate clădirile templului. Dar Iisus le-a zis, vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră ca să nu fie dărâmată. El a așezut jos pe muntele măslinilor și ucenicii lui au venit la el, la o parte, și au zis, spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia? Drept răspuns, Iisus le-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă înspăimântați că toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății și pe alocurile vor fi cu tremure de pământ, foamete și ciumi. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ, veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea și se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Amin. Să ocupăm locurile. Regret că predicatorul nostru de limba engleză nu este aici, tabăra asta a tineretului, ne-a dat un pic peste cap și alte proiecte și totuși nădăjduim ca de duminica viitoare predicile noastre de limba engleză să fie în ordine. Aș vrea să mai spun că vremurile în care noi trăim sunt foarte tulburi. Azi dimineață am văzut câteva imagini din Israel, din Gaza. Cei care ați urmărit știrile, vedem tunelele pe care le-au săpat cei din Gaza, de Hamasul, de a ataca Israelul. Și se pare că invazia aceasta în Gaza a fost foarte bine gândită. Era planificat un atac în 2 săptămâni, devastator pentru Israel. Devastator. Sute de tone de otrăvuri, de bombe, de tot ce vreți, erau în aceste tunele pregătite pentru o invazie în Israel. Iată că suntem în plin război, lumea este cutremurată de ceea ce se întâmplă. Când citim despre războiul din Ucraina, din nou suntem îngroziți, mai ales că lucrul ăsta poate afecta țara noastră, România, foarte ușor. Veștile acestea de războaie sunt, pe zi ce trece, tot mai mari, mai amenințătoare și parcă avem nevoie să auzim de la Domnul care ne spune să nu vă înspăimântați. Când o națiune se va ridica împotriva alte națiuni, când vor veni vești de războaie, să nu vă înspăimântați. Când un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății, să nu vă înspăimântați. E adevărat că toate evenimentele acestea sunt semne ale sfârșitului, dar Domnul spune nu va fi atunci sfârșitul. Ele sunt doar începutul durerilor. Începutul durerilor. La un moment dat, Mântuitorul a vorbit despre venirea sa pe neașteptate în lumea noastră, comparând venirea lui cu durerile de naștere care vin peste o femeie însărcinată. Când veți vedea aceste lucruri, doar este începutul durerii acestei nașteri. Pe măsură ce ne apropiem de ziua nașterii, durerile sunt tot mai dese și tot mai mari. Amplitudinea acestor suferințe este tot mai mare.
Lumea va cunoaște, pe măsură ce ne apropiem de ziua venirii Mântuitorului, necazuri și războaie tot mai mari și tot mai cumplite. Dar nu despre asta vreau să vorbesc în această seară, ci despre un alt lucru. E adevărat, războaiele, veștile de războaie, cutremurile, foamete, ciumă, bolile, Ebola, nu, acum din Africa, câteva țări din Africa sunt foarte afectate de un microb absolut ucigător. Microbul acesta călătorește odată cu oamenii și ar putea să bată la ușa noastră. Știți că un asemenea microb poate să omoare milioane de oameni? Veștile acestea sunt îngrozitoare, foamete, ciumă, boli de genul acesta, epidemii. Vom fi chinuiți și dați pe mâna neamurilor, vom fi urâți de toată lumea. Interesant. Nu vi se pare foarte ciudat că în America, o țară creștină, nu fondată de către creștini, cei mai urâți oameni sunt creștini în America? Dacă spui că ești musulman, e ok. Dacă spui că ești budist, este ok. Poți să te rogi la cine vrei, altcineva, în afară de Hristos. Poți să spui numele oricui, în afară de Hristos, în școlile americane. În justiția americană, în statul american, peste tot, creștinii sunt urâți, suntem urâți. Și vom fi urâți pe zi ce trece tot mai mult, pentru că așa spune Sfânta Scriptură, așa spune Domnul. Colac peste pupăsă, cum spune românul, vor veni proroci mincinoși, care vor înșela pe foarte multă lume. Activitatea aceasta profetică, mincinoasă, se va intensifica tot mai mult. Dar ceea ce mă îngrijorează pe mine cel mai mult și despre care vreau să vorbesc în această seară este versetul 12. Și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Dragostea celor mai mulți se va răci. Mi-am intitulat predica în această seară, Când se răcește dragostea? Când se răcește dragostea? Am găsit un trandafir aruncat în zăpadă, care mi s-a părut un simbol extraordinar a unei iubiri care se răcește. Dragostea care răcește. Mai uitați-vă încă o dată la cuvintele acestea ale Mântuitorului. Și din pricina înmulțirii fără de legilor, din pricina înmulțirii păcatelor, din pricina înmulțirii lucrurile urâte din această lume, dragostea celor mai mulți se va răci. Mă îngrijorează multe cuvinte de aici, dragostea se va răci, dar mă îngrijorează celor mai mulți. Este vorba de noi? Sunt și eu oare sau tu în cei mai mulți? Haideți să ne verificăm în seara asta și să vedem dacă nu cumva dragostea noastră a răcit. Suferim o răceală a iubirii noastre pentru Dumnezeu. De aceea aș vrea să discutăm în următoarele minute efectele răcelii. Să vedem dacă suntem răciți sau nu. Vreau să vă povestesc aici ceva drăguț ce s-a întâmplat în familia noastră. Locuiam în Hanover Park, o suburbie a Chicago-ului. Aveam trei băieți, unul mic de câteva, un an jumate, doi, eu știu cât avea Alex. Și l-am luat cu noi la cumpărături într-o sâmbătă, în timp ce ceilalți mai mari, Babe și Chris, au plecat la sanie. Bea o sanie de aia de plastic, știți dumneavoastră. Era un deal de la mic, în vecini. Locuiam la niște townhouses și ei au plecat la sanie. Noi am zis, până ei se duc la sanie, noi fugim până la magazin, cumpărăm ceva și venim acasă. Ei, nu s-a întâmplat exact după scenariul nostru. Cum am plecat noi, au venit și băieții de la sanie, înghețați bine. Au găsit casa încuiată. Și atunci au intrat prin spate, aveam o mică curticică la un townhouse, și Babe, care era cel mai mare, a preluat comanda acum în salvarea frățiorului lui, care era vână de frig. I-a construit o căsuță de zăpadă, așa zice el, un iglu, o căsuță de zăpadă. Și l-a băgat înăuntru. Nu numai că ăsta săracul era înghețat de la sanie, dar l-a înmormântat în zăpadă pe ăsta. Când am venit acasă, n-am stat foarte mult, a trebuit să încălzim imediat apă într-o vană, să-l băgăm și să-l dezghețăm pe ficiorul nostru, care se răcise de-a binelea.
De câte ori mă gândesc la răceală, la frig, la iarnă, mi-aduc aminte de coșmarul acela și mulțumim lui Domnului că nu s-a întâmplat nimic, dar putea să degere, putea să se întâmple lucruri grave cu copilul nostru protejat într-o căsuță de zăpadă. Haideți să vedem efectele răcelii. Când știm că suntem răciți, domnule? Ce se întâmplă când suntem răciți? Și să vedem dacă cu dragostea noastră se întâmplă ceva. Primul lucru pe care îl menționăm, vreau să menționez, este că atunci când răcim, primul lucru, răceala ne afectează urechile. Eram la liceu și mama tot mă sfătuia să iau câte o căciulă, nu? Și să iau o căciulă. Mama zicea, Petre, dragă, nu umbla cu capul gol. Și eu preferam să umblu cu capul gol, nu? Că nu cred că aveam nimic în cap, că dacă aș fi avut ceva, ascultam de mama, nu? Ei, cine a avut sinusite după aia? Cine a avut tot felul de boli de care suferă Petre și astăzi, nu? Cel care n-a ascultat de mama și a vrut să umble cu capul gol, pe frig, nu? Dar primul lucru, când e frig, îți îngheață urechile, nu? Îți îngheață urechile. Ați văzut oameni care imediat își acopere urechile? Aia, acum în America e mult mai faină, au niște căști din ăsta, ascultă și muzică și își acoperă urechile. Mănuși pentru urechi. Mănușă de la mână vine, dar la ureche nu știu cum s-ar spune. Urechelnițe. Da, mă rog. Primul lucru, urechile noastre sunt primele afectate de ger. Știți asta? Primele afectate de ger. Cartilagele subțiri ale urechilor noastre sunt primele afectate de ger. Mi s-a părut foarte interesant că la predica lui Ștefan, fariseii, spune Sfânta, că și-au stupat urechile, înghețeau de frig. Li se răcise dragostea complet pentru Domnul și-au stupat urechile. Și-au stupat urechile. Știți că atunci când se răcește dragostea noastră pentru Domnul, un prim semn că se întâmplă ceva cu dragostea noastră este că nu mai vrem să auzim cuvântul lui Dumnezeu. Când răcești în credință, nu mai vrei să auzi cuvântul Domnului. Nu mai vrei să auzi. Până acum ascultai muzică creștină. Acum rock. Până acum mai ascultai câte o predică. Acum te înfurie predicatorii ăștia, deja le-ai auzit pe toate. Nu? Până acum mai veneai la biserică să auzi o predică. Acum, domnule, dacă vreau să aud o predică, mă uit pe internet și ascult una, nu? De pe internet. Nu mai vrem să auzim cuvântul lui Dumnezeu. Când începe să răcească dragostea noastră, primele care sunt afectate sunt urechile. Nu mai vrem să auzim cuvântul lui Dumnezeu. Ne astupăm urechile la mesajul pocăinței. Nu mai putem să fim, nu mai suportăm să fim mustrați. Nici de predicatori și nici de Domnul. Să nu ne mai mustre nimeni. Ne-am săturat de mustrat. Nu mai vrem să auzim. Închidem telefoanele. We unfriend the Facebook friends, nu? Nu mai vrem să auzim. Ne astupăm urechile la mesajul bun, pozitiv, care vine din partea lui Dumnezeu. Și asta este un prim semn că dragostea noastră se răcește. Un prim semn că dragostea noastră deja se răcește. Ar trebui să facem ceva, să ne reîncălzim din nou. Ar trebui să căutăm din nou Biblia pe care n-am mai citit-o de multă vreme, să mai ascultăm posturile acelea de radio care înainte erau fixate exact la mașină. Nu? Nu-i așa? Apăsam pe un pundon și mergeam direct la postul de radio creștin. În Chicago l-aveam pe Moody. L-ascultam pe Moody zi și noapte. Am început să sufăr aici că nu mai am Moody. Nu? Căutați din nou biserica, căutați din nou cuvântul lui Dumnezeu, lăsați-vă încălziți din nou. Nu vi se pare foarte interesant că atunci când Domnul le-a vorbit celor doi pe drumul Emausului, ce au spus? Nu ne ardea inima în noi, nu? Când auzi cuvântul lui Dumnezeu, începi să te încălzești. Să aprinde, să reaprinde dragostea ta pentru adevăr și pentru împărăția lui Dumnezeu. Când oamenii pe care îi inviți la biserică te refuză, politicos, drăguț,
sofisticat sau brutal, este că ei nu mai vor să audă cuvântul lui Dumnezeu. Ba, mai mult spune Sfânta Scriptură că își vor gâdila urechile, ascultați, vor gâdila urechile să audă ceva plăcut, nu? Oamenii vor să audă ceva plăcut, ceva ce n-au mai auzit. Predicatorii care au succes astăzi sunt aceia care spun lucruri care nu le-am auzit niciodată și care de obicei nici nu sunt adevărate. Nu? Ăștia au cel mai mare succes. Când auzi reclamele acelea, urmează acum un studiu biblic, o tăinuire a profețiilor din Biblie, ca nimeni n-a mai avut asemenea revelație. Wow! Dăm buluc să auzim ce n-am mai auzit. Dar adevărurile alea vechi, care spune, ce-mi stăște pe tatăl tău și pe mama ta? Nu minți, nu fura, nu depune o mărturie mincinoasă. Cele 10 porunci, nu mai sunt populare absolut deloc. Ne astupăm urechile când auzim de ele. Ne-am săturat, vrem ceva nou, vrem ceva ce n-am mai auzit. Când dragostea noastră se răcește, primele care au de suferit sunt urechile. În al doilea rând, când dragostea începe să se răcească, al doilea afectat este nasul. Încep să arăți ca Rudolf. Nu? Se răcește nasul. Nasul devine înfundat, simțul mirosului redus la zero, uneori redus substanțial, aproape nu mai avem niciun, nu mai putem mirosi. Nu mai simți mirosul hranei spirituale. Vii acasă, nu? Soția ți-a făcut mâncarea ta preferată și nu mai miroși deloc. Nu mai miroase deloc bine, pentru că tu ai nasul deja înfundat. Nu te mai atrage mireasma plăcută a cuvântului lui Dumnezeu. Nu te mai atrage hrana spirituală deloc. Ceea ce însă e cel mai dureros este că încerci să-ți bagi nasul în treburile altora. Vrei să-ți încălzești nasul băgându-l în oala altuia care fierbe. Unde nu-ți fierbe oala, îți bagi nasul unde nu-ți fierbe oala. Ați auzit expresia asta românească? Ăsta este un exemplu clasic și un semn distinctiv că atunci când ni se răcește dragostea, ne băgăm nasul în treburile altora. Atunci vrem să știm ce face ăla, ce face celălalt, ce se întâmplă la biserica aia altă. Ne interesează bârfele, ne băgăm nasul în tot ceea ce nu ne privește. Ne băgăm nasul în treburile altor familii, în treburile bisericii și ăsta este un semn clar că dragostea ta s-a răcit. Nasul tău spiritual suferă deja. În al treilea rând, răceala îți afectează picioarele, știți asta? Doamne, era iarnă și într-o iarnă am hotărât eu cu prietenul meu să ne dăm pe gheață de sculț. N-am mai făcut niciodată, ne-a dat pe gheață de sculț. Și astăzi mi-aduc aminte de chestia asta, pentru că de câte ori mă încalț, îmi văd niște răni făcute pe vremea aia. Țineți minte cizmele alea de gumă? Băgam noi ciorapii de lână, împletiți de bunica când plecam, dar erau de gumă cizmele alea și veneam înghețați acasă, de la sanie, veneam înghețați. Și atunci ce făcea bunica? Ne ducea un lighean cu apă caldă, nu? Picioarele în apă caldă, asta era remediu clar. Când vine frigul, când dragostea ți se răcește, ți se afectează picioarele. Gerul produce degerături la degetele picioarelor, picioarele nu-ți mai aleargă cu vestea bună a Evangheliei. Nu mai alergi la fapte bune, nu mai alergi la părtășie cu frații, nu mai alergi la rugăciune, nu te mai interesează lucrurile astea. Culmea, umbli însă pe alte cărări, pe călări strâmbe, alunecoase, alergi la petreceri, alergi la rele, și
un semn clar că dragostea ta deja s-a răcit este că se vede după picioarele tale unde alergi. O, dacă se dă ceva undeva și este mare discount, primii suntem, nu? Alergăm după profit, alergăm după plăceri, alergăm la distracții, alergăm pe cărările strâmbe și vestea bună a Evangheliei nu ne mai ducem cu ea. Și uneori nu trebuie să mergem distanțe mari, la vecin. Un simplu telefon, un e-mail, un text message, nici măcar atât nu ne mai țin picioarele să o facem. Nici măcar atât. Mi-aduc aminte de călătoria, ultima călătorie în Israel. Întotdeauna mi-a plăcut enorm să mă duc în Israel. Am fost de două ori și experiențele acestea au fost extraordinare. Dar nu știu dacă m-aș mai duce vreodată datorită durerilor de picioare. 12 ore de dimineața până seara pe picioare, du-te, vină, urcă în autobuz, dă-te din autobuz, du-te nu știu unde. Nu eram obișnuit cu așa ceva, domnule. Nu? Seara eram terminați, toți, terminați. Așa ceva se întâmplă cu noi când răcim în dragoste, ne dor picioarele să mai facem ceva. Hai la biserică, îl dor picioarele. Hai să mergem să vizităm pe cineva, ne dor picioarele. Haideți să facem ceva pentru Domnul, ne dor picioarele. Nu mai umblăm după lucrurile bune, după lucrurile frumoase, după lucrurile care au valoare, ci umblăm pe cărările strâmbe și lunecoase, nu? Eram copil și în satul nostru, unde nu era niciun ungur măcar, știam foarte multe cuvinte ungurește. Nu știu de unde, abar n-am. Nu știu istoria prea bine să văd de unde vin sătenii noștri, dar n-aveam niciun ungur. Culmea, aveam o americană în sat. Baba Lazy o chema. Noi credeam că Lazy e un nume foarte frumos, super, așa, până am învățat engleză. Așa. E bine, toți știam copii, ișcolabo, foialabo. Toți știam treaba asta. Când e vorba de mers la școală, ne dor picioarele, nu? Întotdeauna ne dor picioarele când trebuie să facem ceva bine. N-avem timp, nu putem să facem ceva când ne cheamă Domnul să facem un pic de efort. E bine, mai departe, următoarele care sunt afectate de răceală sunt mâinile. De frig, mâinile devin țepene, nefolositoare, așa-i? Ia încercați într-o asemenea situație să scoateți portofelul. Știți de ce oamenii nu pot să scoată portofelul bine la biserică? Nu? Când ai mâinile înghețate, nu poți să scoți portofelul. Deloc. Știți de ce oamenii nu sunt darnici? Pentru că li s-a răcit dragostea. Este simplu. Și asta se vede la mâinile lor. Nu mai poți lucra cu eficiență pentru Domnul atunci când mâinile tale sunt țepene și albastre de frig. Uneori încerci să te încălzești, dar o faci la foc străin, ca Petru în curtea lui Caiafa, nu? Era frig, înghețaseră mâinile lui Petru, dar de fapt înghețase dragostea lui Petru pentru Domnul și s-a dus și el să-și întindă mâinile la foc, să se încălzească puțin. Cei care n-ați trăit în clima destul de dură a Chicago-ului, de exemplu, sau a Detroit-ului, e greu de înțelegeți asta. Dar n-ai buzunare suficient de mari și suficient de călduroase să-ți păzești mâinile când bate un vânt în acela îngrozitor. Într-o dimineață, un crainic de la radio era atât de simpatic, zice, e așa de frig în Chicago astăzi că până și avocații își țin mâinile în buzunarele lor. Wow! Că de obicei ăștia se încălzesc în buzunarele altora. Spuneți dacă nu este așa, când îi se răcește dragostea pentru Domnul, se răcește activitatea pentru Domnul, munca pentru Domnul, jertfa pentru Domnul, dărnicia pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și în al cincilea rând, și cu asta este ultimul,
ultimul semn, răceala te face să fii somnoros, te apucă somnul. Înainte să mori de frig, o să dormi. Știți asta? Se spune că moartea prin înghețare este precedată de un somn foarte plăcut. Jurnalele exploratorilor polari, cei care s-au dus la Polul Nord și Polul Sud și au făcut călătorii să exploreze aceste regiuni necunoscute, ultimele notițe în jurnalele lor înainte de a muri au fost acestea. Este așa de frig și mi-e un somn extraordinar și cred că mă duc să mă culc. Și a dormit somnul de veci. Înainte de a muri, te apucă somnul. Ca să nu mori, trebuie să lupți cu somnul. Noi suntem un popor foarte special, avem un imn național care zice trezește-te, nu? Deșteaptă-te, români. Îmi place chestia asta. Ar trebui să fim și mai deștepți și mai treji. Nu? Că suntem și adormiți și nici nu suferim de prea multă inteligență. Și avem imnul național care ne îndeamnă să nu ne apuce somnul, nu? Să ne trezim, frați și surori, să nu ne prindă somnul. Știți cântarea aia, nu? Sau nu știm? Trebuie să o cântăm, să o învățăm. Lupta vieții noastre de creștini este o luptă cu somnul. Cu somnul. Nebiruie somnul, nebiruie lenea, nebiruie nelucrarea. Murim prin acest somn de moarte și în care nu ne-a aruncat dușmanii, ci de cele mai multe ori ne-am aruncat singuri. Și ne-a aruncat dușmanul nostru comun, al tuturora, diavolul, în somnul cel de moarte, înainte de a muri cel căruia i s-a răcit dragostea de tot, doarme. Și nu-l mai trezește nimic. Nu-l mai trezește predicile, nu-l mai trezește cântarea, nu-l mai trezește rugăciunea, nu-l mai trezește nimic. Nici măcar trezirele spirituale din biserică nu-l mai trezesc. Dormitul ăsta la biserică nu e biblic. Doar bătrânii vor avea visuri, nu? Tinerii vedenii, dar nu la biserică. Nu scrie că la biserică trebuie să le avem, nu? Somnul înaintea morții și aș vrea să închei predica din seara asta și cred că o să fiți foarte fericiți că am să vă las mai repede acasă. Am să spun câteva concluzii în finalul predicii din seara aceasta. Există o lege care se cheamă legea entropiei maxime. Fiecare obiect din acest univers în care noi ne aflăm tinde să-și atingă entropia maximă, așa se numește. De exemplu, soarele nostru tinde să sărăcească, să sărăcește pe zi ce trece tot mai mult și într-o zi va muri termic. Soarele nostru se va stinge și va muri, își va atinge entropia maximă. Un lac de munte, de exemplu, imaginați-vă un lac sus la munte. Apa aceea, pentru că este acolo sus, are energie în ea, nu? De aceea se fac hidrocentrale. Dacă asta scapă la vale, ajunge la nivelul mării și a atins entropia maximă. Deci ea nu mai poate să fie folosită. Până este sus, ne putem face o moară de vânt, de apă, de vânt, o moară, putem face o hidrocentrală sau cine știe ce putem face cu apa aceea, nu? Pentru că ea are capacitatea de a exercita un lucru mecanic. Pe măsură ce ea coboară de la înălțime, își atinge entropia maximă. Știți că și corpurile noastre, viața noastră este supusă acestei legi? Hai să zicem așa, până pe la 30-30 și ceva de ani, tot urcăm, suntem tot mai frumoși, deștepți, înalți, bine. După care începem să o luăm la vale, nu-i așa? Ne oprim și unii dintre noi nădăjduim să avem un platou așa lung de tot până la vreo 80 de ani. Din păcate nu e așa. Începi să cobori.
încep să uiți, nu? Încep să nu mai ții minte, încep să nu mai să dai vina pe multe lucruri, nu? Doamne, nu știu ce a făcut pe ăștia să facă așa bordurile înalte, nu? Până acum nu te-ai împiedicat în ele, acum te împiedici în borduri. Foarte multe lucruri nu mai sunt așa cum au fost. Unii ziceau că și oglinzile de azi nu mai sunt așa cum erau pe vremuri, Doamne. Nu? Ne uităm și nu mai arată așa cum arătau pe vremuri. Începem să ne atingem entropia maximă. Și într-o zi când ne duc frații la aici în vecini, că toți o să ne muteam aici în cartierul ăsta din vecini, trec în fiecare duminică pe lângă el și mă gândesc cam unde, pe stânga sau pe dreapta, să las cu limbă de moarte unde să mă duceți. Aiden zice, nu știu cum e că este un nume acolo, Park Cemetery. Zice, cum și parc și cimitir, cum merge împreună? O să meargă, zic, că da. Unde o să ieșim noi la plimbare, pe urmă. Ne atingem entropia maximă în ziua aceea când o să ieșim cu picioarele înainte din biserică. Dar dacă astea sunt, cum să zic, naturale, să știți că în ceea ce privește spiritualitatea noastră, n-ar trebui să fie așa. Noi ar trebui să creștem din putere în putere. Ba mai mult, spune Sfânta Scriptură, că oamenii lui Dumnezeu întineresc ca vulturii. Nu? Tot felul de vulturi, pleșuvi, nepleșuvi, așa, o să întinerim. Nu? Spiritual, putem să devenim tot mai aproape de Domnul. Dragostea noastră tot mai fierbinte pentru Domnul. Putem să încheiem călătoria aceasta la maxim, la energie maximă. Mari oameni ai lui Dumnezeu așa și-au încheiat. Și spune Sfânta Scriptură să ne uităm la felul în care i-au sfârșit alergarea lor. Pentru că au terminat în forță. Au biruit tendința aceasta naturală spre somn, spre nelucrare, spre retragere. Nu mai facem, nu mai ne pensionăm. Dacă fiecare lucru în lumea aceasta tinde spre entropia maximă, să știți că și dragostea noastră, dacă nu întreținem, dacă nu întreținem focul acesta, dacă nu mai punem combustibil pe el, se stinge. Ea încearcă să nu mai spui I love you sau te iubesc soției. Nu mai fă niciun fel de compliment și să vezi ce se întâmplă. O să mănânci mai rar pe acasă, mănânci la McDonald's și într-o zi, cum zicea cineva, mă, am ajuns foarte rău. Cum așa, zice? Am ajuns să dorm la miliție și să mănânc la farmacie. Mănânci medicamente și dormi la poliție. Dacă nu întreții dragostea, dragostea moare, dragostea se stinge, dragostea se stinge. Să știți că și dragostea noastră pentru Domnul suferă exact de acest lucru dacă nu o întreținem, dacă nu avem grijă de ea. Dacă nu punem combustibil pe focul ăsta care este în oasele noastre, să stinge acest foc într-o zi. De aceea să mergi la rugăciune, să vii la biserică, să citești cărți, să asculți predici, să te închini lui Dumnezeu, să cânți. Sunt exerciții spirituale și noi am învățat disciplinele spirituale. Disciplinele spirituale nu sunt altceva decât instrumente care ne ajută să punem lemne pe foc, să punem combustibil, să crească dragostea noastră pentru Domnul. Ascultați încă o dată cuvintele Mântuitorului. Dragostea celor mai mulți se va răci. Dragostea celor mai mulți se va răci. Ascultați-mă. Eu nu vreau să trăiesc printre acești oameni de zăpadă. Nu vreau să trăiesc printre oameni de zăpadă. Parcă trăim într-o lume plină de oameni de zăpadă. Reci, insensibili, neatenți, indiferenți.
Am cunoscut pe cineva care a venit să se mute în Arizona și a locuit în Arizona câțiva ani și s-a dus înapoi în Chicago și l-am întâlnit și am zis, măi, cum de te-ai întors? Zice, oamenii la voi în Arizona sunt foarte reci. Nu, eu credeam că-s calzi, domnule, nu? Nu, zice, sunt foarte reci. Am stat într-o biserică și mi-a spus numele și nu vă spun nici eu. Zice, nu mă întreba nimeni niciodată cum mă cheamă, de unde vin și încotro mă duc. Nimeni nu i-a apăsat de sufletul meu. Dragostea celor mai mulți se va răci. Era la o biserică făcută din gheață, la care mergeau oameni de zăpadă. Când am făcut acest PowerPoint, mă gândeam să ilustrez cu o biserică de gheață predica din seara asta. Și am căutat biserici de gheață. Știți că există biserici de gheață? În marile ierni, în frigurile, mai ales dinspre poli, sunt concursuri de arhitecții, sculptorii, se întrec unul pe celălalt în a construi ceva din gheață. Și sunt să construiesc biserici din gheață. Și hotel din gheață este. Okay? Mergi să dormi la un hotel de gheață. Imaginați-vă o biserică din gheață. Poate cel mai cumplit mi s-a părut un sculptor care a sculptat cina cea de taină a lui Leonardo, a sculptat-o în gheață. Stai lângă un frate apostol de gheață, nu? E îngrozitor. Dacă dragostea celor mai mulți se va răci, eu sunt hotărât să fac ceva, să nu ajung un creștin de gheață. Nu vreau să ajung un creștin de zăpadă. Trebuie să facem ceva. Trebuie să reaprindem focul dragostei noastre pentru Domnul. Trebuie să ne reîndrăgostim de El. Dacă în seara asta ai constatat că deja ai început să-ți acoperi urechile, că e frig, nu mai miroși deloc supa spirituală a bisericii la care te duci, picioarele ți-au înghețat și nu mai umbli pe cărările Domnului și mâinile au devenit ca de lemn și nu mai poți scoate nici portofelul, nici nu mai poți să faci vreo faptă bună. Dacă ai constatat că te apucă așa un somn de moarte, este vremea să facem ceva. Este vremea să-L căutăm pe Domnul câte vreme se poate găsi. Este vremea să ne reaprindem dragostea pentru El. Să ne reîndrăgostim din nou de Domnul. Nu este altă soluție. Altfel murim. Murim înghețați. Vom sta un stinger lângă alt stinger, cum spunea poetul, în această lume de oameni de zăpadă, reci, indiferenți, într-o religie de formă, dacă nu ne aprindem din nou dragostea pentru Domnul. Ascultați încă o dată cuvintele Mântuitorului, dar din pricina înmulțirii fără de legii. Știți de ce moare dragostea? Din pricina fără de legilor. Știți de ce prima pereche a fost izgonită din paradis? Pentru că au lăsat fără de legea, au lăsat păcatul să intre în viața lor. Dragostea moare neîntreținută. Din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Nu știu de ce noi suntem întotdeauna preocupați de dragostea altora. Cât de mult ne iubesc alții pe noi. Și dacă simțim că nu ne iubesc așa cum credem noi că merităm, suntem supărați pe ei. Dragostea nu se cere, ea se dă. Okay? Tu nu o să ai mai multă dragoste dacă te iubește mai multă lume. Nu? Cred că cele mai iubite ființe în America la ora actuală, cred că sunt actorii ăștia de cinema. Nu? Sau sportivii. Nu? Sportivii. Păi domnule, câtă dragoste capătă ăștia
Uitați-vă la concertele, fetele țipă isterice când îi văd. Ai, man, nemaipomenită. Îi iubesc că și-a dat viața pentru ei. Să schimbă ceva inima acestor oameni că sunt iubiți de așa multă lume? Nu, deloc. Inima mea se schimbă când iubesc eu pe alții. Când iubesc eu pe Domnul, când iubesc eu, nu că sunt iubit. Dar toată lumea vrea să fie iubit, nu-i așa? Știți că una dintre nevoile fundamentale a ființei umane este să iubească și să fie iubit. Să iubească și să fie iubit. Când asta se întâmplă, când și iubești și ești iubit, atunci e paradis. Căsătoria ta, eu știu, relațiile tale sunt de paradis. Dar ca să fii sănătos la minte, trebuie să iubești. Nu neapărat să fii iubit de cineva. Să fii sănătos la minte, trebuie să iubești. Și când iubești, poți să iubești până și pe dușmanii tăi. Poți să iubești și pe cei care nu merită dragoste. Ești biruitor, pentru că dragostea ta n-a murit. Când a murit dragostea noastră, a murit și noi. Când am încetat să-L iubim pe Dumnezeu, suntem morți deja. De aceea, haideți să luăm în foarte mare seriozitate cuvintele acestea Mântuitorului. Dragostea celor mai mulți se va răci. Și în seara asta să declarăm înaintea Domnului și să spunem, Doamne, indiferent ce se întâmplă, n-am să permit ca dragostea mea pentru Tine să se răcească. N-am să dau voie la asta. Știți că au fost oameni băgați în închisori, au suferit enorm de mult pentru Domnul. Nu li s-a răcit dragostea deloc, ci s-a aprins. Ci s-a aprins. Am spus de atâtea ori că l-am cunoscut personal pe Traian Dorz. Eu n-am cunoscut niciun creștin atât de plin de dragoste cum era omul ăsta. N-am cunoscut niciodată. Pe nimeni. Știți că a fost 17 ani în pușcărie? Bătut, umilit, tracasat, percheziționat. Ce să vă mai spun? Până și soția lui s-a întors împotriva lui și asta îl persecuta. Nici asta nu-l mai iubea. Ăsta era un Iov care a hotărât să nu-și lase dragostea să moară pentru Domnul. Ori de câte ori Traian Dorz vorbea de Iisus Hristos, el spunea, iubitul inimii mele. Deci nu putea să aibă alte cuvinte despre Domnul decât asta. Nu greutățile, nu suferințele, nu necazurile răcesc dragostea, ci fără de legile, păcatele noastre, astea răcesc dragostea. În seara asta ar vrea să încheiem cu o rugăciune specială și să spunem lucrul ăsta înaintea Domnului. Doamne, nu vreau să ajung un creștin din ăștia mulți, a căror dragoste se va răci în vremurile din urmă. Sunt vremuri grele, sunt vremuri tulburi, fără de legea este la culme. Dragostea mea este în pericol să se răcească, deja simt la urechi, la nas, la mâini, la picioare, simt somnul, dar în seara asta ajută-mă să reaprind focul ăsta pe altarul inimii mele și să te iubesc mai mult decât te-am iubit până acum. Nu mă lăsa dragostea mea să moară. Una dintre melodiile foarte la modă în România este Nu-mi luați dragostea. Puteți să-mi luați orice. Orice puteți să-mi luați, dacă dragostea să nu-mi luați patru, că atunci am să mor. Am să mor. Când ți-ai pierdut dragostea pentru Domnul, ai pierdut tot. Ai pierdut tot. Haideți să ne rugăm ca Domnul să ne ajute să nu lăsăm dragostea să moară, să nu se stingă focul acesta din inima noastră. Ridicat cu toți în picioare, haideți să facem o rugăciune în sensul ăsta.